Salutare și bine ați revenit! Astăzi avem un clip nou, proaspăt și zic eu că în trend. De fapt, vin în ajutorul vostru cu niște informații care sunt în trend și cumva ajută machiajul vostru să fie și mai în trend. Mă uit să văd, să-mi dau cu capul în microfon, că l-am fix deasupra aici, nu-l vedeți voi. Și am simțit așa ca și cum mi-a trecut ceva pe lângă cap, dar se pare că nu dau cu capul în microfon. Ei! Încerc microfonul astăzi pentru că am filmat ceva și am avut niște probleme de sunet și trebuie, voi nu știți, dar eu mâine o să fiu toată ziua în studio, să filmez din nou sunet pentru niște foarte multe clipuri. That's fine, facem și treaba asta, nu-i problemă. Asta e, noi să fim sănătoși. Bun, vorbim despre produse de make-up care să ajute finish-ul machiajului să fie cât mai aproape de unul luminos, de unul proaspăt, de unul hidratat, chiar dacă tenul tău nu se află în momentul de față în această stare de superhidratare. Asta pentru că eu mă confrunt cu chestia asta în momentul de față și tenul meu s-a schimbat în ultima perioadă și de la oboseală și de la sarcină și de la naștere și de la lipsă de somn, o grămadă de multe alte chestii, stres, nu mai zic, și vârsta. Și se pare că am nevoie de mai multă hidratare, din ce în ce mai multă hidratare, chiar și pe timp de vară, indiferent că eu înainte să rămân însărcinată aveam tenul gras, acum s-a schimbat totul, e la 180 de grade. Și am nevoie de super hidratare și simt că acum când vine sezonul rece, cu atât mai mult trebuie să pun accent pe chestia asta. Și nu e de ajuns doar să pui accent pe skincare până când simți tu că tenul tău va arăta chiar și machiat, super hidratat, trebuie să te ajuți un pic de niște produse ca să știi ideea de fake it until you make it. Asta pentru că vreau să subliniez și mereu am zis lucrul ăsta. Înainte de importanța machiajului și cum arată machiajul, e mult mai important skincare-ul. Rutina ta de skincare este cea care îți transformă tenul și mai apoi te ajută ca pielea ta și machiajul tău să aibă un efect cât mai frumos și cât mai luminos și mai proaspăt, fără să folosești foarte multe produse în această direcție sau în acest sens. Însă, nu toată lumea este în acest punct. Nu toată lumea are ten super luminos și super hidratat. De aceea, astăzi vă prezint niște produse care să vă ajute în direcția asta. Bineînțeles, dacă ne confruntăm cu ten deshidratat. Și da, să spunem că și tenul gras poate să folosească trucurile de astăzi, însă tenul gras va avea nevoie întotdeauna de retuș în zona T, pentru că vorbim despre niște produse care aduc lumină și dau senzația aceea de luminozitate. Așadar, o să vorbesc prima dată despre primere. Nu neapărat că vorbim de primere care să ajute la o rezistență ca unui machiaj de seară. Nu, vorbim de primere care aduc un plus de luminozitate. Așadar, primerele acestea nu elimină rutina de skincare, sub nicio formă. Rutina de skincare trebuie să fie on point, după care sub machiaj. După SPF, vii cu aceste tipuri de primere. Și vorbesc aici despre acesta de la Kevyn Aucoin. Ăsta este un produs hibrid, aș spune eu, pentru că poate fi folosit atât sub machiaj, cât și peste machiaj. Se numește Glass Glow Face. Este un iluminator pe care poți să-l pui și sub machiaj, pe post de primer, și dacă după ce ai aplicat fondul de ten mai simți nevoia de ceva lumină, înainte de pudră, poți să vii pe zonele de interes, acolo unde de obicei aplici iluminatorul cu acest produs. Este un produs care aduce un plus de lumină, dar mare atenție la firele de păr când vin pe față, pentru că au tendința să se prindă de acest produs. Dacă vorbim de tenul uscat și super deshidratat, ăsta este un produs minunat. Dacă vorbim de normal, gras, că la combinat, cum mi se întâmplă mie, obrajii mei sunt deshidratați, funcționează ok produsul ăsta. Dar dacă vorbim de tenul normal și tenul gras cu exces de sebum, aș spune că acolo ar trebui aplicată puțină pudră deasupra sau evitați să puneți peste machiaj, mai degrabă pe post de primer, sub machiaj ăsta. Însă, mai e un produs care nu lasă această senzație de ușor lipicios, pentru că asta se întâmplă cu produsul de la Kevyn Aucoin, și anume vorbesc despre Strobe Cream hidratant. Acesta este un primer de la MAC Cosmetics. Eu îl folosesc pe acesta atunci când la ședințele foto, nu neapărat la ședințele foto, și în machiajul de zi cu zi, dacă vă doriți lucrul acesta, iluminare, da? Vă doriți efectul acela de luminos, îl folosesc sub machiaj, dar pe ăsta tot timpul îl voi folosi sub machiaj, pentru că mi se pare că nu arată bine peste machiaj. Atât cel de la MAC, cât și cel de la Kevyn Aucoin. Vedeți voi că au aici niște culori. Ăsta este cu particule luminoase galbene și nuanța celui de la MAC este Gold Light și acesta este Prism Rose de la Kevyn Aucoin. Au și varianta de ceva particule cu subton cald și mai au și o variantă neutră, cred, sau ceva mai rece decât Prism Rose. Asta e o combinație, dacă vreți, între ceva particule șampanie și roze și cred că mai au ceva mai rece, da. În orice caz, o să vă las link în descriere și o să mergeți să vedeți voi care sunt variantele și aici găsiți cu subton roz, particule roze, așa. O să găsiți pentru toate culorile și ce vă place, evident, da, pentru toate culorile de ten și ce vă place. Bun, astea au fost produsele care dau acel boost de lumină înainte de aplicarea machiajului și vă ajută sub fond de ten să veniți cu ceva lumină. Însă, vorbim mai departe despre fondurile de ten și cu precădere am ales niște CC cream-uri astăzi, niște CC cream-uri și un fond de ten cushion. De ce? Pentru că mie mi se pare că atunci când vrei lumină, de evitat, sublinia cu 3 linii, de evitat orice înseamnă efect mat. Chiar dacă pui ceva lumină de desubt, nu o să ai acea senzație de luminozitate și de hidratare, dacă vorbim de acest aspect, da? Și cum astăzi ne aflăm la acest capitol, propun niște CC cream-uri care mie îmi plac foarte mult și un BB cream și un fond de ten cushion, spuneam. Așadar, o să încep cu un CC cream pe care l-am descoperit de curând. Este de la Dr. Hedison. Am mai vorbit iarăși despre asta și l-am mai prezentat într-un Reels. Are SPF 38, se numește CC Cream Natural Skin. Treaba cu el este că ce-mi place mie foarte mult la el, funcționează foarte bine și pe tenul gras. Asta ca side note. Nu lasă acel efect super lucios, este undeva, da, este satinat, aș spune, și rezistă foarte bine chiar dacă dă acel efect de hidratare. Nu este deloc lipicios. Deloc. Are subton cald. Iarăși un aspect foarte important, cel puțin pentru mine, pentru că de fiecare dată, de foarte multe ori mă întâlnesc cu problema asta la BB Cream și la CC Cream, când vine vorba de cele coreene, care de altfel sunt foarte bune, că de multe ori se duc în zona de roze. Ăsta nu e roze, este foarte ok și o să las link în descriere. De altfel, un BB Cream pe care l-ați văzut la mine de mult timp, se găsește pe Makeup Shop, este Super Gold Snail de la Lioelinda. Este un BB cream pe care l-am tot folosit. L-am tot folosit de-a lungul timpului și mi-am tot cumpărat și recumpărat și ăsta are SPF 30, are extract de melc și are ceva gold ingredient, zic ei aici. Dă senzația aia de lumină de care ai nevoie, de hidratare. Rezistă, n-aș putea să spun că rezistă la fel de mult ca cel de la Dr. Hedison, dar rezistă și are acoperire. Ambele au acoperire, aș spune că la fel, medie, acoperire medie, aplicat cu burețelul. Orice produs de acoperire pe care vi-l prezint eu astăzi funcționează de minune. Aș prefera să aplic CC cream-ul sau BB cream-ul cu burețelul sau cu degetele pentru că efectul este unul mai natural. Dacă veți aplica BB cream sau CC cream cu pensula, de cele mai multe ori o să vă întâlniți cu situația în care aveți dungi inestetice pe față. Mie cel puțin așa mi se întâmplă, nu știu cum vi se întâmplă vouă, dar revin la acest BB cream, un produs minunat pentru timp rece, un produs minunat pentru efectul acela de hidratare și de luminos. Ca să nu mai zic că preferatul meu din ultimul an jumătate, cred că, este Cica Clearing BB Cream de la Purito. n-aveți cum să nu știți despre el, cu siguranță știți, nu neapărat că doar de la mine, de la o grămadă de persoane din online, pentru că vorbesc despre el. Este vegan și cruelty free, eu l-am în nuanța 23 natural beige și ei zic, cei de la Purito, că este un healthy looking glow. Exact așa este. Are, dacă vreți, are cea mai mare acoperire dintre astea două și ăsta. Dacă aveți nevoie de acoperire, ăsta este cel mai cel. Și deși are acoperire mare, mie mi se pare că efectul este unul super natural și super glowy. Deci este cel mai glowy dintre toate, cu cea mai mare acoperire și cu un efect super natural. Dacă îl veți folosi pe zona T și aveți exces de sebum, aici, la Purito, aveți nevoie de pudră, pentru că o să lucească și mai tare pe parcursul zilei când sebumul iese la suprafață. Și acum, am mai vorbit despre acest... Acum, nu știu dacă e fond de ten sau BB Cream, cred că e fond de ten ăsta, sau BB Cream sau CC Cream, pentru că de fiecare dată greșesc că sunt două la fel. De la Dr. Hedison am mai vorbit despre unul, despre ăla știu că este BB Cream. Tot timpul, nu știu, zic că mă uit înainte să filmez și să zic corect, dar cred că e BB Cream și ăsta, cred că este BB Cream, doar că are acel feeling de fond de ten rezistent, însă este un fond de ten, un BB Cream Cushion, da? El așa arată și spun că are acel vibe de fond de ten pentru că rezistă foarte bine, deși lasă acel finish luminos al tenului. Îmi place foarte mult. La fel și ăsta are nuanța pe care o am eu, este caldă, mai este o nuanță cu subton roze. Produsele astea de la Dr. Hedison, atât acesta Pitoresco, cât și BB Cream-ul Miracle Cushion BB Cream, da? Sunt două produse cu acoperire destul de mare, aș spune că medie spre mare, cu finish luminos și cu super rezistență. Cel puțin BB Cream-ul este acel produs care mi-e place, o să-l las aici pe undeva și pe acela, că nu l-am la studio, dar și pe acela vi-l recomand pentru efect luminos. Și BB Cream-ul, cât și acest produs Pitoresco, nu știu frate, au ceva de rezistă foarte mult și pe timp cald, nu doar acum, pentru sezonul rece, însă acum le recomand pentru că dau efectul acela luminos și plăcut și mai ales că vin și cu rezistență, țâță de mâță. Acum, astea sunt produsele de acoperire și zic acoperire pentru că da, sunt produsele care uniformizează tenul, însă voi o să decideți cât de mult vă doriți acoperire sau nu, pentru că dacă tenul este lucrat cu rutina de skincare și tratat și îngrijit, clar nu o să ai nevoie de acoperire mare. Asta decizi tu în funcție de ceea ce ai nevoie, de aceea vin și cu mai multe variante. Și niște produse care vin așa cu acel je ne sais quoi în machiaj, după ce tu ai luminat. Și să spunem, uite, dau exemplu tenului gras. Facem o altă chestie. Dacă vrei să obții un efect, nu cel mai dewy, dacă vrei să obții un efect luminos, dar totuși să ai rezistență mai mare în spate, vii cu un produs de genul acesta, care aduce lumină tenului, în cantitate mică pe pori, da? Ca să nu lucească și mai tare și să-i scoți și mai mult în evidență. Vii deasupra cu un fond de ten mat, care îți aduce acel surplus de rezistență și atunci nu o să folosești BB Cream-uri. BB Cream-urile le recomand persoanelor care au nevoie de hidratare și de ușor luciu, dar dacă vorbim de luminozitate adusă peste fondul de ten mat, cât și peste CC Cream, dar acum depinde de, vorbim de tipuri de ten și de nevoi, da? Poți să folosești produse cremoase mai departe, în a aduce acel je ne sais quoi machiajului și în a aduce acea lumină doar unde ai nevoie. Vorbim așa de blush cremos și sunt variantele astea de la Illamasqua pe care le-ați mai văzut la mine și nu știu, îmi plac foarte mult. Mai găsiți variante mai accesibile, sunt cele de la Pixi, astea se găsesc în Sephora, oricum găsiți peste tot produse cremoase când vine vorba de blush, bronzer, iluminator și găsiți și din zona de accesibil și evident poți să vii să folosești un iluminator. Cel pe care l-am eu acum la îndemână este de la Illamasqua și acesta este OMG. Acum, depinde foarte mult de tine și de gusturile tale, ce culori îți dorești, ce buget ai ca să folosești produse cremoase și cât de mult te fac pe tine să te simți bine produsele cremoase, cât și finish-ul luminos pe care ele îl aduc tenului tău. Dar poți să jonglezi. De asta spuneam că atunci când vorbim de nevoie de hidratare, mă refer la tenul uscat, tenul deshidratat, chiar și tenul combinat, în special în zona obrajilor, pentru că asta mi se întâmplă mie, iar dacă vorbim de tenul gras, oricând poți să acoperi tenul, da, cu un fond de ten mat și să aduci lumină din produse cremoase în zonele unde ai nevoie de lumină. Evident, să eviți porii. Dar zona porilor dilatați, vreau să zic că pori avem peste tot. În general, în sezonul rece și început de sezon rece, cât și pe toată perioada iernii, vă recomand produse cremoase. Jucați-vă cu produsele cremoase pentru a obține acel efect luminos. De altfel, nu vă speriați de produsele cremoase, pentru că dacă greșiți și să spunem că ați aplicat prea mult, puteți oricând să ștergeți, mult mai repede decât ștergeți o pudră. Așa că nu vă fie frică. Și zic asta, nu vă fie frică, pentru că de cele mai multe ori la cursurile de automachiaj, majoritatea cursantelor mele spun: aoleu, produse cremoase, pe de eu nu am folosit, nu știu, mi-e frică să folosesc, că nu știu ce. Nu vă fie frică, sunt mult mai ușor de folosit decât cele pudrate. Ok, ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că v-am ajutat cu informații, sper că v-am ajutat cu produse. Dacă mai aveți nevoie de alte informații în zona aceasta de machiaj pentru sezonul rece, cu mare drag vă rog să-mi lăsați întrebările voastre în comentarii și o să încerc să vă răspund. Dacă nu vă răspund imediat, o să vă răspund pe parcursul săptămânii, în săptămâna în care apare clipul. Dar ce vă rog eu este să aveți în primul rând grijă de rutina voastră de skincare. Este mult mai importantă decât machiajul, atât când vine vorba de aspectul mat, cât și când vine vorba de aspectul hidratat. Dar, pentru că vine sezonul rece, e foarte, foarte important să vă axați mult, dar mult mai mult pe rutina de skincare. Nu doar pentru că este un trend acum, pentru că, din punctul meu de vedere, trendul ăsta trebuie să fie ceva constant, ar trebui să fie timeless, să fie mereu acest trend, să-ți îngrijești tenul. Dar, pentru că e în trend, hai să ne ținem un pic de trendul ăsta, că e mișto, zic. Ok, ăsta a fost clipul de astăzi și ne revedem cu mare drag în clipul următor. Aștept cu drag comentariile voastre și ce mi-ar plăcea ar fi să-mi spuneți ce produse din zona de ieftin și bun folosiți voi în zona asta de hidratare. Primer, produse de acoperire, cât și produsele de genul acesta, blush, bronzer, iluminator. Mi-ar plăcea să știu ce aveți din zona de ieftin și bun. Vă pup, ne revedem în clipul următor. Pa!